Pe 27 septembrie se lansează o nouă sesiune a programului Casa Verde Fotovoltaice, iar din data de 9 octombrie și unitățile de cult se pot înscrie în acest program până la epuizarea bugetului. Noutatea acestei sesiuni a programului este legată de finanțarea instalațiilor pentru stocarea energiei electrice produse de panourile fotovoltaice, o măsură esențială pentru maximizarea eficienței și independenței energetice a gospodăriilor. De asemenea, a crescut considerabil subvenția de la 20.000 de, de lei la 30.000 de, de lei, oferind un sprijin financiar mai mare celor care doresc să investească în energia verde și s-au adus îmbunătățiri semnificative aplicației informatice dedicate programului, astfel conturile utilizatorilor pot fi create înainte de deschiderea oficială a sesiunii de înscriere. Documentele pe care le încarcă persoanele fizice în aplicație sunt actul de identitate valabil la data înscrierii în aplicație, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat de la ANAF, certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, extras de carte funciară, numai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație și copia cărții funciare colective dacă este cazul. De asemenea, solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere pentru un singur imobil.